Vreau să menționez că meserie sau lucru pe care îl faceți este un lucru foarte, foarte nobil. Și noi acum resimțim că nu ne-am ocupat cu lucrurile astea mai de mult. Suntem deja familiarizați cu problemele date și suntem bucuroși că sunt unele state unde se fac lucrurile astea cu mult mai bine decât undeva. La noi, până când suntem la un moment incipient, adică abia ne gândim la lucrurile astea. Să înțelege că fiecare stat are posibilitățile. Fiecare buget răspunde pe chestiile astea. Eu aș spune că acum noi suntem la finele elaborării bugetului 2017. Să înțelege că prea mare bucurie că partea socială va fi, eu știu, majorată, nu prea avem. Deci, noi acum în oraș avem circa 20.000 de pensionari. Necătând la ce, că pe lângă pensionari mai sunt oameni cu dizabilități, invalizi și așa mai departe. Se cere o atitudine cu mult mai mare și din punct de vedere social, moral, dar și financiar. Dar starea asta în care noi ne regăsim și chiar și toată Republica nu ne permite ca să ne dezvoltăm în direcția dată. Să înțelegi că sunt oameni cu un suflet foarte mare, care sper că lucrurile se vor îmbunătăți. Și noi suntem deja la unele momente, chiar avem centre speciale. Asta mult face pentru a recupera ceea ce n-am făcut noi până în prezent. Suntem, cum am spus, la un început bun. Și de ce eu aș vrea să-i mulțumesc delegației care a sosit în orașul nostru pentru a discuta, a pune, eu știu, unele probleme, unele rezolvări pentru a începe lucrul ăsta. Noi avem mulți oameni care se ocupă chestiile astea, dar totuși ne gândim la o colaborare mai strânsă. Și, în primul rând, cel mai mare pilon pe întrebările astea, să înțelege că sunt două doamne în primărie. Asta doamna Serdiuc, secretara Consiliului, și doamna Munteanu. Și de aceea noi sperăm că, totuși, întâlnirea de astăzi va da un început bun și să rămâie o urmă cum se cade.